dimineața! Bună dimineața, dragilor! Eu tocmai m-am trezit. Am venit, tot venim pe drumul ăsta de 3 ore și un pic. Am oprit la o benzinărie să mergem și noi la baie. Pentru că astăzi am zis să mai facem o mică excursie. Vremea e superbă și chiar e vreme de vară. Am venit în Maramureș. Mai avem 12 minute până ajungem la telescaun Cascada Cailor, care o să ne ducă până aproape de Cascada Cailor și noi de acolo mai avem de mers undeva la o jumătate de oră, dacă bine țin minte. Am mai fost noi odată pe vremea când nu făceam vlog și ne-am tot gândit ce să facem noi weekendul ăsta. Hai să mai arătăm și altora cât de frumos este acolo și să vedem și noi dacă s-a schimbat ceva de când a fost, nici nu mai țin minte în ce an, 6 ani, cam ceva de genul ăsta. Apoi, după ce terminăm aici cu vizita, ne îndreptăm spre Baia Mare. Le-am luat o noapte de cazare la Castel Transilvania și aș vrea să prind după amiaza la piscină, să vedem dacă ne iese. Cam ăsta e planul nostru, rămâneți cu noi să vedem ce facem astăzi toată ziua. Diseară știu sigur ce facem, mâncăm o cină bună, bună, bună de la Castel Transilvania, chiar mi-era dor de mâncarea lor. Și mai vedem pe parcurs. Am ajuns. Acum nu mai țin minte exact de unde se ia telescaunul ăsta. Am citit că nu pornește telescaunul dacă nu sunt minim 10 persoane. Care coborâre? Vai, ce frică mi-a fost! Doamne ferește, dar ce vine așa tare? Și dacă se vede foarte, destul de rău că e soarele în față, îmi tremură vocea de la telescaun. Vine destul de rapid. Uite un căluț. Căluțul? De ce ți-e frică, căluț? S-a oprit. Hei, salut! Salut, căluț! Nu vrea pișta. 40 de lei a fost de persoană telescaunul dus întors. Cineva în fața noastră și-a luat doar dus. Cred că o să coboare. Există și un traseu pe unde poți să urci, poți să cobori. Odată ce ajungem în vârf, dacă o luăm spre dreapta, mergem spre cascadă, iar spre stânga se ajunge la un lac. Care i-am uitat numele. Și se poate face un traseu mult mai lung. Dacă nu greșesc, undeva la 3 ore. Dar mă uit pe internet și vă spun că am uitat, mi-a ieșit din minte. Chiar am citit un pic aseară și am văzut că mai există un traseu. Dar ce fain e, privește și ce liniște. E păcat că bate soarele din față și nu cred că se vede foarte bine. Dar e... auziți? Liniște. Suflă un vânt aici, nu m-am așteptat, toată lumea este pregătită de hiking, cu bocanci, cu haine adecvate, noi, în training, cu Adidas. Există un grup mare de oameni în spatele nostru și aș vrea să mergem un pic înaintea lor. Nu știu, cred că au venit cu autocar, habar n-am cu ce au venit, că au venit destul de mult, nu știu că îi vedeți acolo în spate. După cum ziceam, sunt două trasee, traseul la lacul Stiol. Și la dreapta, Cascada Cailor. Oh, dar stați că mai iese aici. Mai sunt trasee. Până la lac, 3 km și 300, oră jumate, un hike de 40. Și până la Cascada Cailor e 1 km și facem 40 de minute. 40 de minute facem până la Cascada Cailor. Noi? Așa zice acolo. Noi sau alții? Uite. 1 km, 40 de minute?
sau cu mine, hai să zicem 50. Ce frumos e. Îmi place că nu mergem la soare. Ce nu-mi place e vântul ăsta. Nu m-am așteptat la vânticelul ăsta. Chiar dacă am văzut că o să fie mai răcoare aici decât în Baia Mare. Am coborât destul de mult, nu mai țineam minte partea asta, știam că se coboară, dar la întoarcere cred că o să fie crunt pe dealul ăla pe care l-am coborât și foarte mulți oameni vin înapoi deja. Cred că au fost aici de la nou fix. Au vizitat? De pe jos. Ah, probabil da. Dar cum să urci pe jos? Trebuie scaunul deschide numai la nouă. Și mă gândesc că ori au fost aici la prima oară, oră... 10-20, cam repede. Da, ori pe jos. Cât de frumos e locul ăsta. Ia uitați-o acolo în față, cascada cailor. Nu are așa mult debit pe cât m-am așteptat sau pe cât îmi aminteam, dar e frumoasă. Este cea mai înaltă cascadă din România, are și o legendă pe care am să vă spun puțin mai târziu. De fapt are mai multe legende și are undeva la 100 de metri. Toate persoanele care erau în urma noastră, care bănuiesc eu că au venit cu un autocar, deși nu l-am văzut, pentru că e un grup prea mare, au ajuns și ei, nu știu, un minut după noi, două minute după noi și fac atât de multă gălăgie că strică toată experiența și toată liniștea. Nu știu dacă se aud, că am venit un pic mai în vale și ne-am așezat aici pe bancă. Am reușit să-mi fac și eu 2-3 poze. A filmat Luci ceva, o să mai stăm să ne relaxăm, să vedem, poate nu o să stea foarte mult grupul ăsta aici, să reușim să mai filmăm ceva. Vă spuneam că cascada cailor are mai multe legende și una dintre legende, cea pe care tind eu să o cred, dacă e să credem o legendă, e că se spune că o hergelie de cai a fost fugărită de un urs și caii s-au aruncat în prăpastie și de atunci i-a rămas numele ăsta, Cascada Cailor. Vă spuneam și pe drum care e undeva la 100 de metri în cădere și este cea mai înaltă cascadă din România. Este chiar superbă. Mă așteptam puțin la mai mult debit sau cel puțin așa mi-aminteam eu că poate n-a plouat? Are vreo legătură? Are, da. Probabil că de aia. E un lac deasupra. A, da, că e lacul. Da, lacul de care ziceam. E frumos aici, e liniște, dar oamenii strică tot. Acum mai așteptăm un pic. Ce, am suflat greu? Mă tot ceartă Lucian că suflu greu. Da, suflu greu, ce să fac? Mai suflu și să nu vă supărați pe mine. Dar atunci când mă deranjează ceva, am tendința de a sufla greu și se aude destul de urât pe cameră. Mai stăm, e frumos, așa? Au început să plece și m-am retras și eu un pic aici la umbră. Aici am și acoperiș asupra capului. Bate soarele foarte, foarte prost. Cumva din spatele cascadei. Și cascada e în umbră. Dacă ar bate pe cascadă, ar prinde o culoare foarte faină și mult mai filmabilă, ca să zic așa.
O să mai stăm și noi puțin pe aici până pleacă lumea să ridicăm drona, deși suflă vântul destul de tare. Ne-am oprit să mâncăm și noi. Avem niște snack-uri în ghiozdan, du-te de aici, o albină. Și apoi o luăm spre telescaun. Am făcut 20 de minute, nu 40, dar cred că înapoi o să facem undeva la 40 de minute. Că o să facem opriri. Este o albină aici care mă stresează. Uite că pleacă. A venit și Luci, s-a dus la plimbare. Poți să ridici drona aici dacă vrei. Lăsăm cascada în urmă. Ne-am uitat la ceas. Este 11:20. Eu zic că dacă am venit până aici în 20 de minute, înapoi mergem în 40. Adică ar trebui să ajungem undeva la 12. Lucian zice că ajungem la 12:30. Am urcat primul deal și nu mai am suflu, nu mai am aer. Că trebuie să-mi dau asta jos de pe mine. Țineți-mi pumnii. Am dezbrăcat. Hai că am început să fac bandă acasă. Ar trebui să am rezistență, da. Uite cine așteaptă. Mai poți? Nu. Cât am venit? Câte minute? 10 minute. Bun. Mai avem 30. Am ajuns! Am făcut 30 de minute. Nici ca mine, nici ca Luci. Eu am zis dublu, adică 40. Și el a zis o oră și 10 minute. Deci chiar n-are încredere în mine. Asta e greșit. Ce? A zis 30 de minute și au zis dublu, 40. 30 de minute, dublu nu-i 40. Nu, dublu de față de cât am făcut încolo. Încolo am făcut 20 de minute și am zis că încoace o să facem 40. Da. Și chiar a fost ok. Bine, am obosit, dar a fost ok. Acum mergem la telescaun, mergem la mașinuță și mergem la hotel, că facem vreo 2 ore de aici. Am ajuns la hotel. Ia să vedem. Țineți minte că m-am mai arătat camerele de aici. Când am fost la ski. Ce număr? 107. Care e 107? 105? Ultima. Deschis tu? Da. Ce întuneric e aici. Ups. N-am mai fost, am mai fost cam camera asta odată. No. Eu așa țin minte. Țin minte chestia asta de la geam. Ia să vă arăt, în caz că n-ați văzut vlogul ăla de la ski, să vă arăt un pic. Asta e ușa. Avem un dulap generos. Și aici e baia. Cu duș. Chiuveta. Foarte drăguță chestia asta. Avem tot ce ne trebuie. Absolut tot ce ne trebuie. Eu. Îmi place foarte mult zona asta. Îmi plac camerele de la Castel Transilvania foarte mult. Cine-i? Nenea.
Vlad Țepeș, așa-i? Da, Vlad Țepeș. Stați așa că n-am văzut ce am filmat. Televizor. N-am băut astăzi o cafea, dar o să beau jos. Avem ceai, cafea și un pat uriaș. Un pat uriaș. Am primit aici ceva petale de ce-o fi asta? Floare. Stimate domn Lucian, ia uite, asta să știi că până acum n-am primit. Luci, te-ai dus la baie? Cât de tare! Stimate domn Lucian, bine ați venit! Cu bucurie vă întâmpinăm la Hotel Castel Transilvania și vă mulțumim că ați ales să vă cazați la noi. Ne dorim ca șederea dumneavoastră să fie una de neuitat și plină de confort. Foarte tare! N-am primit asta până acum niciodată. Genul ăsta de mesaj. Cred că este ceva nou. Am spus-o și o repet. Ne place locul ăsta extraordinar de mult. E acolo, în top. În România, cel puțin, e în top. Și miroase în camera atât de frumos. Chiar miroase foarte fain. Și foarte, foarte generoase camerele. Sunt foarte mari, spațioase. Vă duc și pe terasă și apoi ne pregătim să mergem la piscină. Pe unde ies? Pe unde ies? Ah. Acolo e piscina. Am venit și de la piscină, ne-am schimbat foarte rapid, ne-am dus să mâncăm pentru că la Lucie era foarte foame. El a mâncat o ciorbă rădăuțeană și eu am mâncat o salată curată atât de bună. Noroc că am văzut-o pe Facebook cu două zile înainte să venim aici și de asta am comandat-o, că arăta super, super bine. Apoi ne-am bălăcit în piscină, n-am putut să vorbim cu voi de jos pentru că era muzica mult prea tare, dar v-am lăsat niște imagini să vedeți. Apa a fost chiar foarte faină, s-a simțit soarele cald, dar în același timp se simte că e septembrie deja. Și au, ce mai au, piscina, au jacuzzi, au saună la vestiare. Așa vorbesc despre locul ăsta de parcă ne-ar plăti sau ceva, dar nici vorbă, pur și simplu nouă ne place foarte mult aici. Și ați văzut detaliile. Chiar contează cum ar fi mesajul ăsta de bine ați venit sau câteodată ne mai lasă ciocolată pe... Bine, nu e ceva nemai văzut sau nemai întâlnit. Pur și simplu, călătorind destul de mult în ultimii ani, să știți că ne-am dat seama că detaliile astea chiar contează. Acum o să facem câte un duș, să strâng și eu puțin pe aici, că am aruncat toate hainele, am scos toate hainele și le-am aruncat pe pat. Și o să mergem un pic prin oraș, să ne plimbăm, să mergem pe la niște magazine, asta vreau eu, să nu stăm în cameră și apoi diseară coborâm la cină. Asta e mâncarea pentru care eu vin aici, mădvă de vită, e atât de bună, cu pâine prăjită și murături,
Ideea e că e muzică și e cam întuneric, de asta nu vreau să vorbim cu voi de aici. Dar țin neapărat să vă spun dacă e bună sau nu. Dragilor, noi am fost la micul dejun și am vrut să vă arătăm un pic de acolo, dar tot hotelul a fost la micul dejun la ora asta și n-am mai filmat. Am filmat în alt vlog în care am dormit aici, dacă vreți să mergeți să îl căutați sau și mai bine o să-l caut eu și vi-l las în descriere. Am venit aici la ski, probabil că nu l-ați văzut dacă sunteți noi pe canal, așa că o să las aici și acolo să vedeți și micul dejun de la restaurantul ăsta. La restaurantul hotelului. În caz că sunteți interesați de hotelul ăsta și, nu știu, sunteți prin zonă, absolut toate detaliile cu prețuri și, mă rog, ce vă mai interesează, sunt pe Booking, pentru că probabil că diferă de la cameră la cameră și de la perioadă la perioadă, habar n-am. Pentru noi a fost, ziua de ieri a fost atât de relaxantă, nici nu m-am așteptat. M-am gândit că o să fiu atât de obosită ieri după hike, mini hike-ul ăla, dar chiar a fost ok. A fost o zi cu mișcare, cu relaxare, cu mâncare bună. Aseară ați văzut că am mâncat, eu am ales să mănânc măduvă, am sărit peste felul principal și mi-am luat un lava cake și bineînțeles că am atentat la coastele lui Luci. A fost chiar, a fost o zi bine meritată. Acum suntem cu bagajele făcute, pregătiți să plecăm. Am vrut doar să vă spun și să vă mulțumesc de fapt că v-ați uitat la noi până la sfârșit. Să nu uitați de butonul de like, să apăsați subscribe, abonați-vă în caz că nu ați făcut-o până acum și ne vedem la următorul. Vă pupăm!